Administrația Națională de Meteorologie a transmis în prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni că luna noiembrie va avea valori termice mai mari decât cele specifice. Meteorologul Mihai Timu a explicat la ce ne așteptăm în următoarea lună. Temperaturi de 26 de grade Celsius astăzi în Drobeta, Turnu Severin. Temperaturi mult prea ridicate pentru perioada în care ne aflăm. O perioadă în care temperaturile ar trebui să fie de 15 sau 16 grade Celsius. Așadar, întâmpinăm 1 noiembrie cu temperaturi ridicate. Așa cum sugerează estimările pentru următoarele 4 săptămâni, pentru prima săptămână din noiembrie, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât mediile, cu 3 sau 4 grade, spune meteorologul ANM. În mod normal, potrivit meteorologului, pentru perioada respectivă ar trebui să avem maxime între 8 și 15 grade la țară, cu 13 grade în capitală și minime undeva la minus 2 grade în depresiuni și până la 7 grade pe litoral. Dar acum este posibil ca în unele zile, cel puțin în partea de sud a țării, să înregistrăm maxime în jurul la 20-25 de grade Celsius. Am întrebat severinenii despre părerea lor cu privire la vremea caldă de afară și aceștia s-au declarat bucuroși. Ce părere aveți de faptul că întâmpinăm 1 noiembrie cu astfel de temperaturi ridicate? Eu ce părere să am, doamne? Mi-e drag că e căldură, pentru că nu avem căldură noi la bloc. Lemne nu sunt la țară, nimic. Și de Dumnezeu căldură. Credeți că este benefic pentru natură, pentru sănătatea noastră să fie astfel de temperaturi acum? Nu cred. Nu cred că e benefic, dar nu avem ce face. Dumnezeu știe. De câți ani n-a mai fost chiar atât de cald? De când vă amintiți dumneavoastră? N-am mai văzut așa căldură la anul. Acum, pe vremea asta, să fie căldură. Cred că a fost pur și simplu zăpadă, frig, ploi. Ce părere aveți că întâmpinăm 1 noiembrie cu astfel de temperaturi ridicate? Că este bun. Considerați că este bine pentru plante, pentru sănătatea noastră? Da, deocamdată este bine. Credeți? Nu e toamna chiar târzie. Credeți că este un semn al unei ierni mai ușoare? Cred că o să fie mai ușor. Prognoza arată și că regimul pluviometric al precipitațiilor pare să fie în continuare unul deficitar pentru marea parte din țară pentru prima săptămână din noiembrie. Altfel spus, va ploua mai puțin decât se întâmpla de obicei la început de noiembrie. Raportându-ne la acum 5, 10, 15 ani chiar, cum era vremea în această perioadă? Era la fel de cald sau erau temperaturi mai scăzute? Să știți că a fost perioade când a fost și cald și a fost perioade când pe 8 noiembrie, pe 7 noiembrie a nins. Au dat câțiva fulgi. Adică a nins și pomii s-au rupt. Considerați că e benefic pentru sănătatea noastră sau pentru natură această schimbare climatică? Pentru natură n-ar fi rău, însă n-a plouat. A pus lumea, a făcut semănăturile de toamnă, a pus grâu, dar e secetă. Eu știu, s-ar putea să-și revină, că încă e numai începutul, grâu să-și revină. Vremea nu pare să se schimbe nici în următoarea săptămână, astfel că pentru a doua săptămână din noiembrie, în continuare, temperaturile o să fie ușor mai ridicate decât normele climatologice, în medie cu 1-2 grade. Transmite Mihai Timu pentru Libertatea.ro. Din a doua jumătate a lunii noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, relatează Takataka.ro.